Astăzi a avut loc premiera școlilor ce au participat la competiția Viață pentru Mediu, Viață pentru Om. Au fost premiate 5 școli. Locul 1 a fost ocupat de Școala Sfântul Nicolae din Târgu Jiu, premiul 2 de Școala Voievod Litovoi Târgu Jiu, iar premiul 3 a fost primit de Școala Gimnazială Novaci. Premiile au constat în produse. Vor fi 3 premii, locul 1 valoare de 25 de milioane, locul 2 18 milioane, locul 3 11 milioane. În același timp se vor acorda 2 mențiuni în valoare de 6 milioane, dar nu se vor da bani. Efectiv, vom stabili împreună cu școlile ce produse au nevoie, iar pentru fiecare primă vom cumpăra produse în valoare de aceste sume. 31 de școli s-au implicat în acest proiect. Ne-am dedicat în primul rând părți de reciclare. Am dorit ca prin intermediul elevilor să facem ca oamenii să înțeleagă că locul deșeurilor nu este la groapa de gunoi sau pe câmp și ele trebuie să fie reciclate. În acest proiect au fost implicate 31 de școli. Din păcate, care s-au implicat efectiv zi de zi, au fost decât 15. În total, premiile acordate au fost în valoare de 6.000 de lei.